Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi nu deschidem un stup să ne lăudăm cu ce albine avem în ele. Ne deschidem un stup să vedem ce puiet avem pe rame. 90% din stupină va intra în ghem de iernare. Va abandona puietul pe care nu-l poate acoperi dacă nu se înstrânși foarte bine. E posibil acest lucru, dar acest lucru îl vom vedea peste o săptămână. Apropo, suntem pe data de 7 aprilie, anul 2021, și a venit un episod de iarnă, așa cum probabil n-am avut nici în ianuarie. Ieri am montat, cu 2-3 zile am montat colectoarele. Dar la familiile care sunt un pic mai puternice, care sunt pe 5 rame acolo, 5-6 rame, iar unde sunt mai slăbuți pe 3 rame, i-am lăsat în pace, nu colectăm deocamdată. Deci cam jumate din stupină ar fi un pic mai bunicică și jumate mai slabă. Dar vom vedea exact peste o săptămână care-i treaba cu ei. Până atunci, ce să spun? Vegetația la mine e în felul acesta. Nu avem. Aici avem un prun. Am văzut prin sud că sunt înfloriți. La mine nici munguraș nu are. Aici un măr, n-are nicio problemă. Deci a venit iarna. Cam asta este ce putem noi face. Ținem albinuțile, vedem ce o mai fi. Se vor dezvolta probabil până luna lui iunie, exact cum trebuie. Aici la mine, în zonă, în sud, e un pic mai bine. Așa frig este că mi-a înghețat mâna pe telefon. Bun, e un reper pentru anii care urmează. Să avem sănătate, mergem înainte și cum vrea bunul Dumnezeu, așa să fie. Noi încercăm să facem cum e mai bine. Și cam asta este. Avem viscol, o să avem temperaturi cu minus 8, minus 9 grade. Este tot ce ne trebuie. Bun. Până data viitoare, numai bine, sănătate la toată lumea.